Până nu de mult, crescătorii de câini cu experiență și pur și simplu iubitorii de prieteni cu patru picioare nici nu știau despre existența unei rase atât de unice precum Akita americană. Această rasă și-a câștigat popularitatea destul de recent, în urmă cu aproximativ 30 de ani în anii 90. Cu toate acestea, dovezile istorice sugerează că Akita americană a apărut pentru prima dată cu câteva secole în urmă. În ciuda faptului că numele conține cuvântul cheie american, de fapt, această rasă își are rădăcinile din Japonia, țara soarelui care răsare. Există două soiuri de acest tip de câine. Pe linia japoneză, rasa este cel mai bine cunoscută sub numele Akita Inu sau al doilea nume al acesteia este câinele japonez și americanul Akita, sau așa cum este, de asemenea, numit în mod obișnuit printre crescătorii de câini. Un câine japonez mare. Există o diferență minoră între aceste tipuri de câini, și anume că în versiunea japoneză a rasei există un număr limitat de culori de câine, în timp ce în versiunea americană există aproape toate tipurile de culori. În plus, aceste două soiuri ale rasei Akita diferă ușor în ceea ce privește dimensiunea și există, de asemenea, ușoare diferențe în forma capului câinilor. Un pic de istorie. Această rasă de câini a ajuns în America după al doilea război mondial ca urmare a faptului că armata americană, aflată în Japonia, a observat acești câini neobișnuiți și a dus câțiva cățeluși mici în patria lor. Acești pui aduși din Japonia au determinat apariția unei rase noi în America, prin traversarea Akita cu un câine ciobanesc și un mastin, care a fost numit un câine japonez mare. De-a lungul anilor, numele rasei s-a schimbat ușor și a început să sune ca un Akita american. Akita este o rasă de câine destul de puternică, cu un fizic puternic. Numai profesioniștii cu experiență se pot descurca, în timp ce pentru crescătorii de câini începători, această rasă poate fi prea dură. Faptul este că Akita este rasa dominantă cu un temperament foarte dificil. Este capricioasă și iubitoare de libertate, foarte agresivă față de străini, deși este foarte devotată membrilor familiei sale. Cu toate acestea, pentru a obține ascultarea față de această rasă și a o îmblânzi, va fi nevoie de mult efort, răbdare și antrenament persistent, care este scopul principal al acestei rase. Datorită calităților sale de luptă, agresivitate, perseverență și atenție, americanul Akita a devenit răspândit în domeniul vânătorii de animale mari, de exemplu, cum ar fi urșii. Această rasă este un vânător din fire și dacă încercați să suprimați această calitate la un câine, cel puțin cumva, acest lucru poate avea un efect foarte negativ. Akita își aruncă adesea agresivitatea pe plimbări pe animale vecine care îmi atrag atenția, de exemplu, alți câini sau pisici. În plus, rasa are o altă calitate unică, devotament față de stăpânilor. Prin urmare, americanul Akita este adesea folosit ca paznic. Un astfel de paznic nu va permite niciodată străinilor să intre în casă și până la ultima își va proteja familia de intruși. Cu o educație adecvată acestei rase și un antrenament sistematic, Akita poate deveni un câine foarte amabil și prietenos. Ea tratează bine copiii, este capabilă să reziste chiar și celui mai capricios copil. Cu toate acestea, chiar și în ciuda acestui fapt, în niciun caz această rasă nu ar trebui lăsată ca bonă și supraveghetoare asupra copiilor. Polka, ca și în cazul oricăror alte rase mari, există întotdeauna riscul ca câinele să se comporte imprevizibil. În orice caz, cel mai bun loc de locuit pentru această rasă ar fi casă mare cu un teren, unde câinele poate merge liber în orice moment. În ceea ce privește apartamentele și spațiile închise, această opțiune nu este pentru Akita americană, care este natura reală a Akita americană. În ciuda faptului că această rasă are o calmă bună, rezistență și calm, este nevoie de mult efort pentru a obține un astfel de rezultat. Educație și formare continuă, acele instrumente cu care poți face ca o rasă de câini independentă și iubitoare de libertate să-și respecte stăpânul și să-l perceapă drept adevăratul lor conducător. În cazul în care procesul de creștere este omis,
Atunci nu va mai fi posibil să suplinim antrenamentul, câinele va deveni imprevizibil și incontrolabil și, cel mai important, periculos atât pentru ceilalți, cât și pentru proprietarul acestuia. Dacă câinele este dresat corespunzător încă din copilărie, atunci proprietarul său va fi întotdeauna va putea conta pe astfel de trăsături de caracter pozitive. La fel de, bunăvoința și liniștea pot fi realizate numai printr-o abordare competentă a creșterii unui animal de companie. Mai mult decât atât, formatorii profesioniști recomandă întotdeauna să creeze achito folosind metoda morcov virgulă, nu metoda stick, strigând la un câine și cu atât mai mult folosind forța fizică în raport cu acesta. În niciun caz, această rasă este foarte loială. Dacă câinele simte pericol pentru stăpânul său, acesta îi va veni imediat în ajutor, chiar dacă își amenință propria viață. Akita are o natură destul de echilibrată și calmă și, fără niciun motiv aparent, nu va face niciodată zgomot și latră. Prin urmare, dacă câinele face acest lucru, atunci există cu siguranță un motiv întemeiat și nu ar trebui ignorat. În cazul unei amenințări care se apropie pentru proprietar și membrii familiei sale, Akita va da cu siguranță un semn. În plus, această rasă are o răbdare uimitoare pentru temperamentul său. Un animal de companie cu patru picioare poate sta liniștit într-un singur loc ore întregi, în timp ce copiii vor alerga și vor sări în jurul lui, îi vor trage blana sau urechile. Cu toate acestea, fiecare răbdare poate ajunge într-o bună zi la sfârșit, așa că cel mai bine este să nu-l provocați din nou pe Akito. În ciuda faptului că această rasă se împrumută destul de bine la antrenament, mai ales dacă se face de la o vârstă fragedă, nu va face niciodată aceleași acțiuni de 100 de ori, dacă este deja obosită sau obosită de ea. Independența rasei este o altă calitate a Akita. Prin urmare, dacă doriți să crească un câine devotat și ascultător, aveți nevoie de o abordare personală în ceea ce privește pregătirea acestuia. Aș dori, de asemenea, să vă reamintesc că, dacă intenționați să dobândiți această rasă într-o familie cu copii, atunci trebuie să faceți acest lucru în timp ce Akita este un cățeluș mic. Mai mult, atunci când mergeți cu un câine, nu ar trebui să-l lăsați din lesă, deoarece acest lucru îi poate provoca instinctele de vânătoare, iar atunci câinele va începe să alerge toate animalele pe care le atrage atenția. De la păsări mici la alți câini, psihicul Akitei americane și principalele aspecte ale comportamentului său. Ar trebui să se repete încă o dată că această rasă are nevoie de o pregătire calificată încă de la o vârstă fragedă. Dacă antrenamentul continuă în mod corect, atunci câinele va deveni un tovarăș fidel al stăpânului său și al familiei sale pe viață. În plus, câinele mare japonez are un caracter echilibrat și un psihic stabil. Mai mult, sunt foarte prietenoși și nu sunt agresivi și nu numai față de membrii familiei lor, ci și de numeroșii lor oaspeți, dar chiar și în ciuda aparentei liniști și impuneri, americanul Akita nu își pierde niciodată vigilența. Tot ce se întâmplă în jur nu se poate ascunde de privirea ei inteligentă. Cu o educație bună, această rasă nu va îndrăzni niciodată să-și atace proprietarul sau membrii familiei sale. Un atac asupra inamicului este posibil numai atunci când câinele vede o amenințare clară asupra vieții proprietarului său sau asupra propriei sale. Această rasă este potrivită atât pentru vânătoare, cât și ca pază fidelă sau însoțitoare. Akitele sunt adesea folosite ca câini de serviciu sau câini de îndrumare. Standarde de rasă. Caracteristică de bază. Această rasă este câine mare, care sunt proprietarii oaselor grele. Dacă te uiți la corpul câinelui, poți vedea că are un format dreptunghiular și are o lungime ușor alungită. Rasa Akita are mușchii spatelui foarte puternici și o musculatură bine dezvoltată. Spatele acestei rase este uniform și proporțional. Corpul este acoperit cu o piele foarte densă, care, spre deosebire de multe alte rase,
nu se lasă și nu se întinde niciodată. Câinele japonez mare are un gât foarte masiv și lat, care are un sistem muscular puternic. Umerii acestei rase sunt destul de largi și puternici. Akito are o formă de cap foarte mare. În același timp, este ușor scurtat și are forma unui triunghi, dar nu cu nasul ascuțit, ci contondent. Plimba lui Akito ar trebui să fie roz. Nasul este negru, destul de dens. Câinii de culoare deschisă au nasul negru, dar cu neclaritate abia vizibilă. Are o maxilară masivă cu dinți foarte puternici și mari. În ceea ce privește mușcătura rasei, este de obicei o mușcătură de foarfecă, deși în unele cazuri se găsește și o mușcătură de clește. Câinii din această rasă au o frunte masivă și largă, este plană și curbată armonios în partea din spate a capului. Rasa are pomeți largi și tonifiați. Regiunea frontală și locul dintre ochii trebuie intersectate de un mic șanț de adâncime medie. În ceea ce privește ochii, la această rasă sunt relativ mici și seamănă vizual cu un triunghi cu o ușoară rotunjire la margini. Culoarea este maro închis. Uneori ochii pot avea mici pete ca urmare a pigmentării. Pleoapele câinelui sunt ascunse cu un creion negru clar vizibil în jurul marginilor. Urechile câinelui mare japonez au o formă exclusiv triunghiulară. În plus, urechile sunt de înălțime medie și se înclină întotdeauna ușor spre bot. Dacă te uiți la membrele câinelui, poți vedea labe foarte mari și destul de groase, care au mușchii bine dezvoltați. Și dacă te uiți la rasă din spate, vei observa că picioarele din față și din spate sunt drepte și întotdeauna pe aceeași linie. Și, în ciuda articulațiilor mari ale rasei, ele arată întotdeauna foarte naturale. Akito au o coadă înălțată până la coloana vertebrală. Mai mult, o au destul de largă și puternică, ușor înclinată în jos pe coadă. În starea normală, coada câinelui se îndoaie și capătă o formă inelară. Cu toate acestea, chiar și atunci când coada este îndreptată, aceasta încă se potrivește foarte aproape de coloana vertebrală a câinelui. Culoarea rasei poate fi complet diferit, variind de la alb și maro, și se termină cu culoarea neagră. În același timp, este destul de acceptabil ca câinii din această rasă să aibă pete pe blana de intensitate diferită. Blana în sine este destul de lungă, poate ajunge de la 5 la 7 cm pe corp și picioare. Se scurtează numai în gât și urechi. Prin urmare, Akita americana aparține rasei cu păr lung. Ce trebuie să știți când pregătiți Akito? Dacă antrenezi un câine japonez mare de la o vârstă fragedă, atunci o va face nu-i rău să fii antrenat. Dar chiar și indiferent de vârsta ei, ar trebui luate în considerare o serie de caracteristici ale educației sale, înțelegând ceea ce va ajuta la facilitarea procesului. Întrucât Akita este proprietarul unui personaj foarte capricios, sunt încăpățânați, mândri și independenți. În procesul de antrenament, pot refuza să facă ceea ce li se spune, mai ales dacă câinele nu-i place sau pur și simplu se plictisește. O nuanță foarte importantă: câinele nu trebuie antrenat de un antrenor calificat, ci personal de proprietarul acestuia, astfel încât câinele să-și poată simți autoritatea. Stabilirea contactului personal între un câine și proprietarul său este principalul criteriu pentru succesul în antrenarea acestuia. Câinelui nu îi place nici o agresiune din partea profesorului. Prin urmare, se recomandă insistent să nu ridicați niciodată vocea la ea sau să folosiți metode fizice. Doar antrenamentul într-o manieră prietenoasă și calmă poate produce rezultate pozitive. În schimb, agresivitatea față de câine îl va face să-și piardă respectul față de proprietar, ceea ce va fi extrem de problematic să se întoarcă. În același timp, americanul Akita, datorită dispoziției sale independente, va decide întotdeauna singur când să mănânce, când să doarmă, când să se joace și când să învețe. Datorită acestei trăsături de caracter a animalului de companie,
majoritatea crescătorilor de câini au probleme uriașe cu formarea ulterioară a câinelui. Întreținere, îngrijire și nutriție. În ceea ce privește îngrijirea și întreținerea, această rasă este destul de nepretențioasă, ceea ce nu poate decât să-i mulțumească pe proprietari. Păstrarea unui câine, desigur, este cel mai bine nu în casă, ci direct pe stradă într-o volieră spațioasă. Desigur, un câine japonez mare ar putea să se înțeleagă într-un apartament, dar aceasta este condiția ca acesta să meargă deseori și sistematic. Deoarece această rasă trebuie să simtă libertate și trebuie să-și pună energia undeva. Cât despre not, atunci acest proces trebuie să se desfășoare rar, cel puțin de 2 sau 3 ori pe an. Deoarece această rasă este o rasă cu părul lung, se recomandă pieptănarea hainei cât mai des posibil, mai ales în perioada de vărsare. Ei bine, pentru ca dinții lui Akito să rămână întotdeauna puternici, curați și niciodată răniți, ea trebuie hrănită cu o varietate de alimente, atât dure cât și moi. Regimul de hrănire trebuie să fie de 2 ori pe zi în același timp, astfel încât animalul de companie să se obișnuiască cu rutina. În acest caz, nu ar trebui să dați niciodată câinelui hrană de pe masă, pește, cartilaj, oase etc., deoarece acest lucru poate provoca probleme stomacale. Opțiunea ideală ar fi hrana specială premium cu diversi aditivi. Carnea proaspătă, peștele și cerealele variate sunt, de asemenea, excelente atunci când sunt alternate cu mâncare uscată. În ceea ce privește fructele, este mai bine să le oferiți ca recompensă sau delicatesă, dar nu ar trebui să le includeți într-o dietă obișnuită. În concluzie, trebuie spus că, chiar și în ciuda faptului că această rasă are un caracter foarte complex și are dificultăți în antrenament, rămâne în continuare cea mai loială și echilibrată. Cu toate acestea, pentru a obține rezultatul maxim, proprietarul va trebui personal să depună multe eforturi și să petreacă mult timp în procesul de educare a Akita americană. Distribuie pe rețelele de socializare